Îl binecuvântăm pe Domnul, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Și ceea ce dorim de fiecare dată când venim în casa Domnului, numele Lui să fie înălțat între noi. Ăsta e scopul pentru care noi ne întâlnim împreună la părtășie, să înălțăm numele Lui și apoi în același timp să fim cu inimile deschise, să primim binecuvântarea Domnului. Aici, în Cartea Cronicilor, în 27, capitolul 27, versetul 2, spune aici de Iotam, bărbatul fiului Ozia, zice, el a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Ozia, numai că n-a intrat în templul Domnului. Totuși, poporul se strica mereu. Să știți că noi trăim aceleași vremuri. Este o reeditare. O reeditare a ceea ce a fost. Aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura voastră, peste care a venit sfârșitul veacurilor, în 1 Corinteni, capitolul 10. Uitându-ne la acest preludiu, la Israel, să tragem o concluzie, să învățăm. Poporul se strica mereu, luptele sunt foarte mari. Mi-am adus aminte aici, când vorbea fratele, printre altele, un mesaj era în felul următor, l-am avut cu mulți ani în urmă. Zice, dacă tu vei fi acela care îmi vei face loc mie, și locul meu să fie neocupat din inima ta și din casa ta, atunci eu voi fi acela care în toate zilele vieții tale îți voi veni în ajutor și binecuvântarea va fi pecetluită pentru cortul tău. Dacă tu îmi vei face loc mie, dacă eu voi fi pe prim plan, dacă rugăciunea va fi la înălțimea ei, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu pot fără el tot timpul, atunci eu voi fi cel care îți voi veni în ajutor. Fără Dumnezeu suntem o nimică, oricând putem fi spulberați. Psalmul 119, eu am citit, am amintit ce spune Cartea Sfântă în Psalmul 142 azi dimineață, dar aici în Psalmul 119 spune, eu îmi istorisesc căile, extraordinar, îmi istorisesc căile și tu mă asculți. Căile vieții mele, nu a vecinului meu, a altora, nu nemulțumirile mele, îmi istorisesc căile. Și tu mă asculți. Și atunci când venim în felul acesta, Domnul vede că suntem sinceri, dorim mântuirea pe prim plan. Și El este Cel ce ne garantează biruință și ne garantează ajutorul. Vreau să amintesc câteva lucruri în seara aceasta din textul care a fost citit de aici, din Faptele Apostolilor, versetul 17 la 19 spune, și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut ca și mai marii voștri. Ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui, că adică Hristosul Său va pătimi. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Cuvântul acesta, să știți că este de actualitate. Poate niciodată nu se vorbește de credință cum se vorbește astăzi. Oamenii vorbesc de credință fără să aibă credință, credința adevărată. Oamenii vorbesc de pocăință fără să o trăiască. Oamenii vorbesc de Duhul Sfânt fără să fie călăuziți de Duhul Sfânt. Dacă noi nu împlinim, dacă nu trăim, asta dorește Domnul de fiecare dată, să mă cerceteze. De bună oară în seara asta suntem aici și Domnul vrea raportat la cuvânt, să mă verific. Oglinda este cuvântul. Standardul nostru, să știți că noi avem un standard și trebuie să ajungem la el. Biblia spune că eu sunt ușa oilor, eu sunt ușa, poarta de intrare. Intrați pe poarta cea strâmtă. Acolo vrea să arate în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, standardul pe care îl dorește Dumnezeu. Nu poți intra oricum. Nu poți intra oricum cu bagaje, cu încărcături străine. Nu poți fi oricum plăcut lui Dumnezeu. De aceea Biblia ne învață, acum, fraților, știu că din neștiință a făcut așa ca și mai marii voștri. Sigur, noi nu ne îndoim și nu punem la îndoială că Domnul, viața Lui, tot a fost după planul celui preanalt. Și aici e problema, frați și surori, noi greșim de multe ori și în vorbire, îmi place extraordinar. La Domnul niciun cuvânt în plus nu a fost. Toate cuvintele au fost articulate după planul lui Dumnezeu. Tatăl, le-am dat cuvintele tale și ei le-au primit. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 8, ei le-au primit. Cuvântul tău,
Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Domnul tot a făcut după plan, să fiți nimic în plus, venirea Lui în lumea aceasta. Nu căuta niciodată să atragă privirile, toată slava a încercat să o îndrepte spre Cel Preanalt. Tată, pe Tine, numele Tău, chiar atunci când s-au rămulțit pâinile, spune că au vrut cu forța să-L facă împărat. Și Domnul s-a sesizat, o știut, le-o știu, cunoscut gândurile. Și spune că au sirit pe ucenici să-i opus în corabie să treacă pe mărul celălalt, iar el s-a dus pe munte să se roage. Să-i spună Tatălui, în smerenia Lui absolută, Tată, eu nu urmăresc așa ceva. Eu nu doresc o înălțare aici. El a dorit aici să-L arate pe Tatăl întotdeauna. Vedeți, Biblia spune, cum a fost El în lumea aceasta, așa trebuie să fim noi. Domnul l-a înălțat pe Tatăl, iar noi la rândul nostru trebuie să-L înălțăm pe Domnul Iisus. Îl înălțăm întotdeauna, în vorbire, în actitudinile noastre. Dacă tot timpul ar fi preocuparea aceasta, numărul unu, să știți că așa ar fi, Domnul ne-ar ajuta, nu-L vom putea atinge pe El niciodată. Spune Ioan în capitolul 17, versetul 20, spune acolo printre altele, zice, cum ai trimis Tu pe mine în lume, așa ai trimit eu pe ei în lume. Tatăl l-a trimis pe Fiul în lume, ca să fie cunoscut Tatăl prin viața Domnului Iisus. Cum ai trimis Tu, așa ai trimit eu pe ei. Care e scopul nostru, frați și surori, a credincioșilor? Ca în viața noastră să se vadă Domnul Iisus. În viața Domnului s-a văzut viața Tatălui. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cine ne vede pe noi, trebuie să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Ăsta e scopul pentru care Domnul ne-a chemat la mântuire, la împărăție, la slavă, la glorie, la pocăință. Ce frumos spune aici în Marcu, capitolul 8, zice așa printre altele. Atunci a început versetul 31 să învețe că Fiul omului trebuie, nu a fost accident moartea Domnului. Venirea Lui a fost după plan, totul după plan. Totul după hotărâre, înainte de a fi fost ceva. Domnul Iisus a fost creatorul, meșterul ziditor a celui preanalt. Zice Biblia în Ioan, capitolul 1, nimic nu a fost făcut fără El. Toate s-au făcut prin El. Și aici spune, trebuie să primească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoți, de cei mai de seamă, de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Toate evenimentele erau cunoscute de Domnul. Nu s-au eschivat, nu încerca să le ocolească. Le-a dat curs să se împlinească la vremea potrivită. Auziți versetul 9 și 10 din capitolul 9 din Marcu, pentru că suntem aici. Pe când se coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până nu va învia Fiul omului dintre cei morți. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei, ce să însemne învierea aceea dintre cei morți? Nu au înțeles. Domnul nu încerca să le explice neapărat. Toate și-au vremea lor. Ei nu puteau purta încă această încărcătură puternică. Spune tot aici în Marcu, în capitolul 9, versetul 31, căci învăța pe ucenicii săi și zicea, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî și a treia zi după ce îl vor omorî, va învia. Ce precizie absolută! Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-L întrebe în Evanghelie, peste tot, și Matei și Luca la rândul lui, consemnează acest lucru, acest amănunt. Domnul le-a vorbit, dar ei nu au înțeles. Înțelegem noi oare toate lucrurile? Tot ce ne vorbește Domnul. Sunt lucruri care nu le putem înțelege, să știți. Și o să amintesc ceva în seara aceasta, cum putem ajunge la o înțelegere suficientă ca să putem fi mântuiți. Un alt lucru pe care vreau să-l consemnăm, auziți numai ce spune aici cuvântul Domnului. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui, că adică Hristosul Său va pătimi. Auziți ce spune aici în Fapte, capitolul 2, același lucru în versetul 46 și 47 și apoi în capitolul 5, versetul 31. 31 spune, pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui, l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Toate erau prevăzute, toate erau în planul celui preanalt. Domnul trebuia să moară. În Luca, în capitolul 22, spune aici, capitolul 24,
Spune aici versetul 25, atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, tot, nu parțial, tot. Nu trebuia să supere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. A început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit întru totul despre el, despre patimile lui, despre ceea ce trebuia să sufere. Domnul Iisus le-a încercat și le-a deschis mintea. Dacă nu ne deschide Domnul mintea, să știți că nu înțelegem. Ce frumos spune aici în Fapte, în capitolul 3. Zice aici versetul 19, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Vis-a-vis de această pocăință vreau câteva gânduri în seara aceasta. Să știți că pocăința mai încape la fiecare dintre noi. Pocăința e un proces continuu. Nu e un eveniment, un moment, m-am întors, m-am pocăit odată și gata, s-a încheiat. Este un proces până în momentul în care voi pleca în veșnicie. Eu sunt chemat la o pocăință. Pocăința este la prezentul continuu. Tot timpul trebuie să mă pocăiesc. Și aici arată lucrurile ce se întâmplă prin această pocăință. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Asta înseamnă pocăința. Pentru ca să vi se șteargă păcatele pe de-o parte, să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Acum despre această pocăință, uitați ce frumos vorbește Cuvântul lui Dumnezeu în Fapte, citim în Fapte, în capitolul 20, versetul 21. Spune aici, foarte frumos, Cartea Sfântă, spune așa, citim și versetul 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu. Asta era problema numărul 1 a apostolilor, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Când scoți aceste lucruri din viața creștină, nu mai rămâne nimic. Ceea ce dă valoare vieții noastre este pocăința și credința, dar pe astea nu le poți separa. Nu le poți lua separate, astea sunt împreună. Pocăința noastră este față de Dumnezeu pentru că fața Lui am întristat-o a celui preanalt. Ăsta e motivul pentru care Domnul Iisus a venit în lumea noastră să moară pentru noi. Că prin această credință în El să putem fi reabilitați, să putem fi acceptați, primiți ca și copiii Lui. Pocăință față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Fără credința în Domnul Iisus, pocăința nu are nicio valoare. Pocăința n-are nicio valoare, una pe alta se implică și una și alta au valori extraordinare când sunt împreună, lucrează împreună. Din aceea, în această seară, doresc, Doamne, lasă sfânta pocăință peste noi. Frați și surori, să știți că pocăința, dacă ne verificăm în adevăratul sens al cuvântului, vom găsi carențe în viața noastră. Vedeți, era vorba aici de acte de caritate și de viața de credință, fapte. Biblia spune că noi nu suntem mântuiți prin fapte, să nu se laude nimeni. Suntem mântuiți prin pocăință față de Dumnezeu, implicit credința în Domnul Iisus Hristos. Asta ne mântuiește. Dar de acum, în continuare, eu trebuie să trăiesc ca un adevărat mântuit. Eu de acum fac fapte pentru că nu să fiu mântuit, ci pentru că sunt mântuit. Pentru că Domnul m-a mântuit, m-a iertat, eu trebuie să trăiesc ca un mântuit. Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblu în ele, dar după ce sunt mântuit, înainte de asta faptele n-au valoare, să știți. Zice, toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, spune Isaia, înaintea lui. Oameni care fac caritate, acte de caritate, care doresc să facă fapte bune, vreau să vă spun că fără credința în Domnul Iisus și fără pocăința față de Dumnezeu, nu are nicio valoare. Ceea ce dă o conotație, valoare, vieții noastre și acțiunilor noastre, este sfânta pocăință. De fapt, Apostolul Pavel spune foarte frumos în Filipeni, după ce am fost mântuit, sigur, din momentul acela spune în capitolul 2, versetul 12, foarte frumos, spune aici Apostolul Pavel așa, astfel, dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Acum, Domnul m-a mântuit, m-a iertat prin credința în El, fără niciun merit, n-am avut niciun merit.
Dar în momentul acesta, eu trebuie să duc mântuirea până la capăt. De acum eu trebuie să trăiesc ca un mântuit, trăiesc pentru slava Lui. De acum chipul Lui trebuie să se vadă în mine, de acum eu trebuie să umblu, să acționez după cum a acționat El în viața aceasta. El a căutat întru totul slava celui preanalt. Viața Lui a fost dependentă de Tatăl, măcar că era Fiu, învăța să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. S-a smerit și până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Tatăl l-a înălțat nespus de mult. Pentru că suntem mântuiți, noi trebuie să ducem mântuirea până la capăt. Pocăința aceasta ce aduce în sine, dragii mei? Primul lucru pe care vreau să nu-l uităm, spune aici încă o dată, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Credința în Domnul Iisus, o pocăință față de Dumnezeu, aduce iertarea trecutului meu. Îi garantează iertarea absolută. Sunt un om nou, asta numai El o poate face prin jertfa Lui, prin sângele Lui, prin credința în El și în jertfa Lui. Foarte important acest lucru. Și în capitolul 3 cu 19, dar și în 2 cu 38, același lucru spune cuvântul Domnului. Spune aici, pocăiți-vă, dar versetul 38, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Fiecare, prin credința în Domnul Iisus și prin pocăința față de Tatăl. Ce înseamnă asta? Să învăț viața, să o recunosc. Înseamnă căință, mă căiesc și mă recunosc că sunt neputincios. Nu pot nimic fără El. Omul care are încă în mintea lui, în gândirea lui, în conceptul lui, că el încă are fapte bune și are merite înaintea lui Dumnezeu, să știți că este jos. Totul este prin jertfa lui, prin sângele lui. De aceea doresc din inimă, Doamne, lasă sfânta pocăință peste noi. Ștergerea păcatelor nu vine altfel decât prin pocăință. Reamintesc versetul, capitolul 5, versetul 31. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui. L-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Frați și surori, e un secret să știți. Pocăința o dă Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați gândit. Dumnezeu o dă. Auziți numai ce spune, citim după această ocazie, ceva din Marcu. Spune aici în Evanghelie, dar sunt și în celelalte Evanghelii. Este consemnată această afirmație. Spune aici în Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetul 11 și 12. Vă v-a zis El, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu. Dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt învățișate în pilde. Pentru ca măcar că privesc să privească să nu vadă, măcar că aud și să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Păcăința e un har, Domnul o dă. De aia Domnul în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, spune, nimeni nu poate veni la mine dacă nu este atras de Tatăl. Deci Domnul vede, Tatăl vede căința mea, dorința mea după providență, după El, după iertare, după viață de neprienire și mă atrage la Domnul Iisus. Iar Domnul Iisus în continuare se ocupă de creșterea mea spirituală, de mântuirea mea. Vin la El, El mi-iartă păcatele, El mă curățește și El îmi garantează drumul vieții mele în continuare. E în mâna Lui. Nimeni nu poate veni la Tatăl, dacă nu, la Domnul, dacă nu e atras de Tatăl. De aceea eu doresc încă o dată, Doamne, lasă sfânta pocăință, de aia spuneam, e un proces în fiecare zi, mai mult. Descoper în mine carențe, să știți că noi nu suntem desăvârșiți. El ne vede, El ne consideră desăvârșiți prin Domnul Iisus. Dar noi trebuie să ajungem în același timp, în continuare, la o desăvârșire cerută de El, de Cel Preanalt. Tatăl ne privește prin Domnul Iisus, de aia ne ascultă rugăciunile. Auziți ce spune în Cartea Romanilor, vis-a-vis de ce spuneam eu până aici. În Cartea Romanilor, capitolul 5, spune așa. Versetul 1. Deci fiindcă suntem socotiți neprieniți prin credință, prin credința Domnului Iisus, avem pace cu Dumnezeu, că noi eram vrăjmași cu El, cu Tatăl care ne-a creat. Zice, avem pace cu El prin Iisus Hristos. Domnul nostru, Lui, Domnul Iisus, îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei Lui Dumnezeu. Ne bucurăm în nădejdea că într-o zi vom fi ca Domnul Iisus și vom fi în slavă și în glorie.
Dar până atunci e această prelucrare a vieții noastre. Am fost împăcați cu Dumnezeu. Ce frumos! Am fost vrăjmași. Dar prin Domnul Iisus noi am fost împăcați cu Tatăl. Am fost împăcați cu Dumnezeu. Pocăința aduce iertarea păcatelor. Pocăința aduce vremurile de înviorare pentru noi. Aici trăim niște vremuri de înviorare, dar mai ales vremea de înviorare la momentul venirii Domnului, într-un mod desăvârșit absolut. Un al doilea lucru, ce mai aduce această pocăință? Aduce viața adevărată, viața spirituală. Dacă cineva nu se pocăiește, nu are viață spirituală. Vreau să spun că și în bisericile locale mai sunt oameni nepocăiți. Sunt credincioși, dar nepocăiți, botezați, dar nepocăiți. Și n-au, că sesizăm, cel puțin la noi. Eu mă bucur că aici nu este așa. Sesizez că nu are putere, nu are viață. Eu am venit, Ioan, capitolul 10, versetul 10, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Și spune în continuare acolo în Ioan, capitolul 10, și să o aibă din belșug, din plin. Ce cerință, ce dorință în același timp. Domnul vrea să ne dea viață din plin. Dar aia nu vine numai prin pocăință. Auziți numai ce spune în Fapte, în capitolul 11, vis-a-vis de această afirmație. Atenție! După ce au auzit ei aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat de cinci neamurilor pocăința ca să aibă viața. Cine le-a dat pocăința? Dumnezeu. Dar ce-o văzut la Cornelie? Că trebuie să vadă ceva ca să-ți dea pocăința. O dorință, atât. Aia e partea noastră. Să-L căutăm, să-L dorim. Să nu fiu mulțumit cu starea mea, că vin la biserică din când în când, duminica și peste săptămână. Că, mă rog, așa cum era menționat, scurt, așa în fugă, câteva cuvinte și gata. Nu, Domnul vede dorința. Și să știți că și viața noastră spirituală diferă de la unul la altul. Nu toți o avem la fel. Ea e diferită, numai Domnul o cunoaște. Cu cât mă pocăiesc mai mult, mă apropii și cred mai mult, că nu mă pot pocăi decât funcție de credință. Cât cred, atâta mă pocăiesc. Astea-s legate una de alta. Încă o dată reamintesc aici versetul acesta frumos. Au zis, Dumnezeu a dat deși neamurilor pocăința ca să aibă viață. Eu doresc pentru această biserică, Betel, Doamne, dă viață din plin. Dar lasă pocăința, ce spuneți mai încape pocăința aici? Să știți că nimeni nu a murit de pocăință. De pocăință nu a murit nimeni. Încă mai încape la oricare dintre noi. Când e vorba de pocăință, e și credința aceasta în Domnul Iisus Hristos. Și apoi, fără alte texte, că sunt multe, mă gândeam la un moment dat să le amintesc, dar sunt prea multe, și vreau să mă apropii, să amintesc un al treilea lucru, ce vine prin pocăința aceasta. Și prin credința în Domnul Iisus. Auziți ce spune Apostolul Pavel în Timotei. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24 și 25, spune așa. Robul Domnului și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința. Cine le dă pocăința? Dumnezeu. Ca să ajungă la cunoștința adevărului. E mare lucru. Să ajungi la cunoștința adevărului. Și cunoștința aceasta diferă de la unul la altul. Funcție de cum eu mă pocăiesc, îi această cunoștință adevărului. Funcție de pocăință, cum mă pocăiesc și mă apropii de Dumnezeu și îl cred pe Domnul și cuvântul lui într-un mod absolut, așa el îmi dă viață din plin. Viață din plin, spirituală. Da, și de multe ori și din punct de vedere fizic. Dumnezeu te revitalizează, te întărește, te fortifică. Dar la fel, funcție de pocăință e cunoștința adevărului. Citești cuvântul și nu-l distorsionezi. Nu citești cuvântul ca să-l spun la altul ce știu eu sau ce trebuie să fac altul, ci în primul rând eu să-l împlinesc. Asta vrea Domnul de la noi. Ce frumos! Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Încheie aici și doresc Domnul să binecuvinteze Biserica Betel. Amin? Doamne, avem nevoie de binecuvântarea Ta. Vrem, Doamne, să slujim. Pocăința, să știți, e o repulsie pentru cei din afară. Orice ar face, mulți, numai să nu... Că termenul acesta de pocăință zine, pocăința este un har, e un har, un dar ceresc,
de la Dumnezeu. Și noi trebuie să dorim această pocăință față de Cel Preanalt. Recăință, recunoștință, să mă recunosc, să recunosc starea. Și apoi să cer clemență, îndurare de la Dumnezeu. Să cred că tot ce spune Biblia este adevăr. Închei și vă doresc din toată inima multă binecuvântare din partea Domnului. Și Domnul să rămână la cârma familiilor și la cârma bisericii sale. Amin.